Salutare, Victor, într-adevăr așa este cu tradiții și ziceai de vreme poți să mori de afară, însă acest fapt nu ne spune că nu trebuie să facem curățenie în grădină. Iar în această dimineață descoperim împreună pasiunea ascunsă a unei interprete deosebite de jazz. Unde își petrece vacanța de vară și cât de multă muncă depune Larisa Busuioc în tot ceea ce face, aflați chiar acum. Am de prins să o vedem pe scenă cu microfonul în mână, interpretând melodii alese. Interpreta Larisa Busuioc, alias Lady Jazz, și-a descoperit un nou hobby, grădinăritul. Iar noi am decis să-i facem o vizită ca să vedem ce roade a cules. Absolut orice coțișor și tot ce vedeți dumneavoastră și în afară și înăuntru este gândit de mine, este așa ca un tablou al meu, să zic. Are o pasiune aparte pentru florile decorative. Le îngrijește cu mare atenție și e mândră de colecția sa colorată. Mie îmi plac florile la nebunie. Îmi pare rău, sărmănelile au avut de suferit acum după ploaia recent care a fost furtuna aia și sper să-și revină foarte mult. Oricum, mie îmi place ceea ce fac și eu savurez în fiecare seară, abia aștept să vin, să ud florile. Dimineața când mă trezesc, îmi iau cafeluța, până nu fac un cerc în jurul casei, merg pe la câine, pe la găini și așa începe ziua. Se consideră o gospodină împlinită, pentru că anul acesta își va umple cămara cu roada bogată din propria grădină. Cât am fost mică, mama nu prea mi-a permis să mă implic în tot lucrul acesta. Mai eu ajutam, eu mai prășeam, dar așa, sub formă de joc mai mult. Dar acum chiar mă iau sapa în mână. Acum vreau eu, nu vreau, copiilor le place foarte mult castraveții și roșiile și noi am hotărât să ne creștem noi singuri. Larisa Busuioc ne-a dezvăluit că simte altfel gustul bucatelor atunci când știe că a sădit și a crescut legumele cu mâna ei. Înainte, nu știu, nu prea adăugam foarte multe verdețuri, dar acum pot pune și mărar, și pătrunjel, și foarte gustos. În general, are absolut cu totul alt gust și eu mi-am procurat chiar și ulei de ăsta de țară. Și mi-aduce aminte de copilărie mea. Mărița iar, mărița mă sărută cu gura mă fermeca. Și când m-am trezit aseară, pungulița era doar bănișorii. Noi am făcut câteva băncuțe de castraveți murați, dar așa pentru mâncare acum. Dar de fapt îi împărțim la prieteni și la toată lumea. La rude, la prieteni și îi mâncăm acum cât sunt proaspeți. Plus la toate că aici sunt absolut ecologic curat noi. N-am stropit cu nimic. Flash face parte din familie. Stăpâna l-a găsit lângă poarta casei, iar acum a crescut un câine blând, de nădejde și înțelept, care păzește ograda. Noi acum când o să mergem în vacanță, da, el o să ne ducă dorul. Așa este. Pe lângă legume, interpreta și-a cumpărat și câțiva pui pe care îi îngrijește cu multă răbdare. Ami, singurul nu vine să cred că eu mă îndeletnicesc cu hrănitul găinilor, cu grădina, cu... Dar să știți că este ca o meditație. Eu acum îmi dau seama de ce oamenii la țară sunt cu mult mai calm și mai liniștiți și nu sunt atât de emoționali, sunt mai calculați în toate. La mărița, la bărdei, banii mei,